1944, Armata Roșie a început ofensiva împotriva Germaniei naziste, în cadrul căreia a invadat teritoriul României. Trupele sovietice au înaintat rapid și au ajuns la București pe 31 decembrie în același an. Guvernul pro-nazist, condus de mareșalul Ion Antonescu, a fost demis, iar un nou guvern condus de Petru Groza a fost instaurat sub ocupație sovietică. Această invazie a fost parte a campaniei Armatei Roșii de eliberare a Europei de sub ocupația nazistă și a contribuit la prăbușirea axei în Europa de Est. După încheierea războiului, România a fost reformată ca Republică Populară și a devenit parte a blocului comunist condus de Uniunea Sovietică. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Haiducul Wild, unde pasiunea pentru obiecte istorice se îmbină cu frumusețea autentică a României. În acest episod special al vlogului meu, vă invit să călătorim împreună în al doilea război mondial. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să activați notificările pentru a fi la curent cu fiecare moment special din această călătorie captivantă. Într-o dimineață răcoroasă de primăvară, haiducul își pregătește echipamentul și pornește hotărât în căutarea unui front de luptă din județul Prahova. Cu pasul hotărât și inima plină de curaj, haiducul străbate pădurile dense și râurile cu determinare. El știe că va întâlni provocări și obstacole pe drumul său, dar nimic nu îl poate opri în misiunea sa. Pe măsură ce se apropie de locul unde presupune că se află frontul, haiducul își ascute simțurile și își pregătește strategia de a afla adevărul. Cu detectorul de metale în mână și intuiția, el își pregătește mintea și trupul pentru ce va urma. Haiducul trece cu pași hotărâți printr-o pădure de brazi, ale căror crengi se apleacă deasupra lui, creând un acoperiș natural verde. Lumina soarelui pătrunde greu printre ramurile dese, creând jocuri de umbre și lumini pe covorul frunzelor uscate. Descoperirea unei monede naziste germane în pădure ar putea ridica multe întrebări și sentimente contradictorii. Monedele naziste germane poartă un simbolism puternic legat de regimul nazist condus de Adolf Hitler și de atrocitățile comise în timpul celui de-al doilea război mondial. Haiducul privește moneda cu o amestec de uimire și respingere. Este conștient de istoria întunecată asociată cu regimul nazist și de suferința pe care acesta a adus-o popoarelor din Europa și din întreaga lume. Se întreabă cum a ajuns această monedă în pădurea în care se află și care ar putea fi povestea din spatele ei. În cele din urmă, haiducul decide să nu păstreze moneda nazistă cu el. Simte că este o amintire prea dureroasă a trecutului și o respingere a valorilor sale de libertate și dreptate. În loc să o arunce, el decide să o ascundă într-un loc sigur din pădure, departe de ochii curioși și de posibile interpretări greșite. Cu inima plină de compasiune pentru victimele nazismului și conștient de importanța de a nu uita istoria întunecată a umanității, haiducul își reia drumul spre a descoperi povestea din spatele monedei naziste. Cu fiecare respirație profundă, haiducul se simte revitalizat și încărcat de energie pozitivă. Simte cum pulsul naturii se îmbină cu al său, creând o simfonie perfectă a vieții. În acel moment, toate grijile și necazurile par să se estompeze, lăsând loc doar pentru armonie și liniște. Un nasture metalic vechi militar poate face referire la un obiect de colecție care era folosit pe uniformele militare, în special în domeniul artileriei.
Nasturii puteau fi folosiți pe uniformele militarilor pentru a-i identifica sau pentru a indica gradul sau unitatea din care făceau parte. Aceștia ar putea fi confecționați din metal și gravați sau inscripționați cu simboluri, sigle sau alte însemne specifice armatei sau artileriei. Frontul unei bătălii crunte poate ascunde multe secrete și povestiri interesante din trecut. Este posibil să fie oportunități de a investiga mai adânc istoria și contextul acelei bătălii pentru a înțelege ce s-a întâmplat acolo și care au fost consecințele. Haiducul se deplasează în continuare pe drumurile împădurite, cu ochii atenți la fiecare detaliu în jurul său. Simțurile sale erau mereu treze, iar intuiția îl călăuzea către destinația sa misterioasă. Știa că pe acele meleaguri se ascundeau secrete vechi, care așteptau să fie descoperite și dezvăluite lumii. Diana poate privi înapoi la o tradiție lungă și pricepere cu mentol de zeci de ani și, prin urmare, este una dintre cele mai vechi mărci din Austria. Un farmacist maghiar a descoperit efectul alcoolului pentru frecare amestecat cu mentol și, în cele din urmă, a făcut ca tonic să fie înscris în registrul austriac al mărcilor în 1907. Diana a fost zeița romană a vânătorii, dar și a pădurilor, a nașterii, a copiilor, a fertilității, a castității, a sclavilor, a lunii și a animalelor sălbatice. A fost confundată cu zeița greacă Artemis, și cele două împărtășesc multe mituri. Diana a fost o zeiță complexă și a avut multe roluri și reprezentări în Roma. Până astăzi, rețeta originală a rămas aproape neschimbată. CES este cel mai vechi producător de încuietori pe bază de cilindri și sisteme de siguranță din Germania. Această poveste fascinantă a companiei CES începe în anii 1800, când Heinrich Schulte a pus bazele acestei afaceri de familie. Fondatorul companiei provenea dintr-o lungă tradiție de meșteșugari, fiind fiul unui comerciant de lacăte și încuietor din Velbert, care își deschisese magazinul în anul 1816. Calcigenol este un medicament care conține vitamina D3 și calciu, fiind utilizat în tratamentul și prevenirea deficienței de calciu și vitamina D în organism. Istoria acestui medicament își are rădăcinile în necesitatea de a combate deficiențele nutriționale care pot apărea în corpul uman. Nivea este o marcă de produse cosmetice și de îngrijire a pielii, care face parte din portofoliul companiei germane Beiersdorf. Istoria brandului Nivea începe în anul 1911, când a fost lansată prima cremă Nivea de către Beiersdorf. Lingurițele din bronz au o istorie îndelungată și sunt considerate obiecte deosebite din punct de vedere estetic și funcțional. Bronzul este un aliaj compus în principal din cupru și staniu, având proprietăți excelente de durabilitate, rezistență și ductilitate. Lingurițele din bronz au fost folosite în diferite culturi încă din cele mai vechi timpuri. Bronzul ca material a fost utilizat în perioade precum epoca bronzului înainte de Hristos. Lingurițele din bronz au fost obiecte comune în gospodării și în ceremonialuri. Această monedă este realizată din argint și avea o valoare nominală destul de mare pentru acea perioadă. Este interesant să observăm evoluția și istoria monedei naționale a României, leul, de-a lungul timpului. De la prima sa apariție în 1867 până la sfârșitul Primului Război Mondial, leul a avut de înfruntat numeroase provocări și schimbări de-a lungul istoriei sale.
Astfel, expresia haiducul a descoperit frontul de luptă poate fi interpretată ca o referire la faptul că haiducul a identificat sau a găsit locul potrivit pentru a-și duce misiunea la îndeplinire. Este o metaforă pentru a sublinia faptul că haiducii erau pregătiți să lupte cu determinare și curaj pentru satisfacția lor. Dacă ai întrebări sau ai nevoie de ajutor în viitor, nu ezita să-mi scrii în comentarii. Până data viitoare, numai bine!